Mai pe scurt vorbind, nu respect regulile. Era marți, dormeam în pat ca un trântor, dar într-un cât era deja ora 12, am decis să mă trezesc și să mă îndrept spre baie. Am încuiet ușa, dar aici mi-am adus aminte că azi nu respect regulile și am descuiet-o înapoi. Am intrat în baie și am început să încalc la greu. Mi-am spalat dinții cu dești, mi-am spalat capul jos, eram fericit, dar am decis să nu mă opresc la asta și am intrat în bucătărie. Am deschis frigiderul și am pus mâncarea în cuptor, probabil că aici mai bine se păstrează. Dar dacă tot să ieși, am decis să-mi fac ceva de mâncare. Am luat sarea, zahărul, piperul, am pus cratița jos și am început să adaug. La cum arăta, la sigur se primea ceva bun. Mirosul era fantastic, dar am decis să o arunc. Oricum nu respect regulile. Am sărit puțin pe scaun, am băut apă fără cană și am decis să trec la ceva mai serios. Am ieșit afară și am încercat să fur o mașină. Dar cu păreri greu, m-am urcat în partea opusă a șoferului. M-am dat jos și mi-a schimbat loc. Dar în timp și căutam cum să pornesc, o veni stăpânul. Oi, asta e mașina mea! Cu mașina nu a ieșit chiar bine, dar am decis să încalc mai departe. Treșeam strada în locuri nepermis, ba chiar treșeam la roșu. În parc aruncam hârtie pe jos, oricum nu putea să-mi fac nimenică. Intram în locuri interzise, îmi spalam picioarele la apă de izvor, ba chiar am dat foc la ceva în loc public. Polițai! Polițai! Dar toate acestea au continuat până într-un moment. Mai pe scurt vorbind, nu respect regulile.